Organizăm această ședință de guvern într-un context marcat de tensiune și ură în societatea românească. Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Pornind de la evenimentele din 10 august, am văzut în aceste zile un asalt împotriva unor instituții ale statului. Prima țintă este jandarmeria, dar sunt și alte instituții care sunt luate în acest colimator. Nu vreau să apăr sau să absolv pe cineva de o vină, dar consider că o persoană sau o instituție poate să fie acuzată doar în baza unor probe concludente. Răspunsul nostru al Guvernului la toate aceste procese care au loc în spațiul public trebuie să fie unul cât se poate de echilibrat și de responsabil. Spre deosebire de liderii politici ai opoziției, noi nu avem dreptul să cedăm și să intensificăm această scindare și această dezbinare la nivelul societății. Noi avem responsabilitatea de a asigura o bună guvernare, o guvernare în interesul oamenilor. Iată de ce apelul meu la toți miniștrii, dar și la toți șefii instituțiilor din subordine, este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care acum încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice. Răspunsul nostru la toate aceste provocări trebuie să fie faptele și proiectele concrete pentru români. De aceea, mă bucur că și în cazul ședinței de guvern de astăzi adoptăm acte normative cu un efect pozitiv asupra economiei, dar și asupra nivelului de trai al oamenilor.